Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, în declarația mea politică de azi, expresiile cheie sunt AFIR, achiziții publice, criterii de atribuire, UAT-uri. Legea numărul 98 din 2016, privind achizițiile publice, definește în mod clar și indubitabil cine stabilește criteriile de atribuire a unui contract de lucrări sau servicii. Tot această lege stabilește cadrul derulării unei proceduri de achiziție publică. Nu am găsit în niciun articol vreo prevedere cum că această lege va fi interpretată conform bunului plac și sau interes sau unei autorități, agenții sau instituții. Totuși există unele agenții care dau o interpretare originală acestei legi, cum ar fi exemplul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, adică AFIR-ul. Această agenție, ce funcționează în coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, impune autorităților contractante fișa de dată achiziției pentru lucrările finanțate, deși în legea 98/2016 se stabilește clar și fără a lăsa loc de interpretare cine întocmește fișa de dată achiziției și nu este vorba despre finanțator, ci despre autoritatea contractantă. Tot AFIR-ul este cel care stabilește procedura de achiziție și chiar și criteriul de atribuire al contractului. Conform articolului 187, alineatul 3 din legea 98/2016, pentru determinarea ofertei cele mai avantajoase din punct de vedere economic, în conformitate cu dispozițiile alineatului 2, autoritatea contractantă și nu agenția de finanțare are dreptul de a aplica unul din următoarele criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut, costul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost. Reprezentanții AFIR se substituie autorității contractante și stabilesc unilateral criteriul de atribuire ca fiind cel mai scăzut preț, fără a consulta UAT-urile, fără a cunoaște în detaliu proiectele și fără a avea atribuții legale în acest sens. Ca urmare a aplicării acestui criteriu de atribuire, vom fi martorii unui șir interminabil de contestații. Lucrările vor fi atribuite la valori în care câștigătorii licitațiilor nu se vor putea încadra și, în final, dacă va exista un final, la lucrări de calitate îndoielnică. Domnule ministru, vă întreb, cui va folosi această situație? Cine va beneficia de această situație? De ce nu vrem să lăsăm reprezentanții primăriilor să întocmească fișa de date achizițiilor, mai ales că mulți dintre acești angajați au efectuat cursuri de specializare în acest domeniu, cursuri plătite de la bugetul de stat sau bugetele locale? În cazul în care conducerea AFIR va continua să se implice în acest fel în proiectele lor, sloganul „Împreună creștem satul românesc” îl vom putea în curând înlocui cu sloganul „Împreună distrugem satul românesc”. Vă mulțumesc. Benedict Zaharie, deputatul DMR Harghita.